În momentul în care eu am început să vând uh, imobiliarele din Dubai în România, nu au zis să mai fie cineva pe această piață care să facă genul acesta de concept. Eu ce mi-am cumpărat în 2020, un apartament pe Palm, acum valorează dublu. Un apartament de genul ăsta, mi el, lunar categoric o să-mi producă 5 mii de euro calm venituri pasive. Deci știi că nu plătești impozit pe venituri generate din chirii. Deci, în Dubai poți să ai un apartamentul tău în închirie Ia. și nu plătești la stat niciun nu, impozit. Niciun impozit, nu plătești nici uh, TVA pe zona de rezidențiale. Cine vrea să facă o investiție sigură, să se ducă să cumpere în Dubai, pentru că ai garanția că, într-adevăr, Prețurile și aprecierea de preț va fi una imensă. Deci tu ai vândut apartamente și case Eu de peste și, 80 de și milioane. Și compania, compania, compania e Max din Dubai. Peste 80 de milioane. Asta înseamnă în vreo 2-3 ani de zile? În 3 ani aproape. Doar românilor? Doar persoanelor din România? 85% doar persoanelor din România. Să investească în proiecte care se află la fază de lansare. Să nu cum să nu investească neapărat în apartamente cu preț ajuns la maturitate. Eu am ajutat foarte mulți oameni să-și dubleze banii. Adică oameni care au băgat 3 milioane de euro au făcut 6 milioane de euro, cred că, într-un an de zile. Care e cea mai scumpă casă pe care ai vândut-o în Dubai? Sau cel mai scump apartament? Uh, cel mai scump apartament? Cel mai scump apartament pe care l-am vândut a fost unul de aproape 16 milioane de euro. Și acum sunt da. oameni care zic, da, Andreea, dar cum să-i sfătuiești pe oameni să facă treaba asta când toată lumea vorbește de criză, vorbește de recesiune, vorbește de inflație, vorbește de prețuri care au sărit în aer? Cum să facem asta? Mai bine ținem banii la ciorap. Păi exact asta e problema. Exact, tocmai pentru că inflație, tocmai că tot, tot tocmai pentru că avem aceste probleme, tocmai de aceea nu este bine să ți banii la uh, bancă sau să-i ții pur și simplu. Investiți. Investiți în pământuri, investiți în proprietăți bune din București, investiți în proprietăți bune de la Malul Mării Negre, investiți în proprietăți bune din Păiona Brașov, investiți, bineînțeles, în Dubai, că eu asta vând, dar nu contează, investițiile imobiliare uh, sunt foarte bune, mai ales în situații de criză. Fiți atenți. Cât poate să fie ăsta de bun? Acest podcast cu tine... E, e La podcastul acasă la Măruț. Știi ce zic? Salutare oameni buni și bine ați venit la podcastul Acasă la Măruță. De data asta am adus-o pe domnișoara de aici, de pe coperta revistei și am adus-o la podcast. Ei bine, se numește Andreea Popa și este antreprenoarea care a adus succesul imobiliar din Dubai în România. Așadar, compania ei, Emax Real Estate, oferă pachetul complet pentru investitori. Ei bine, când am văzut o domnișoară așa drăguță și așa deșteaptă, pentru că are 30 de ani și a știut exact ce să facă cu viața ei și cum, să ajungă să gestioneze milioane de euro din aceste tranzacții. Ne-am zis că ar fi uh, o invitată foarte bună la podcastul nostru și, în același timp, știu că oamenii au nevoie de femei mentor. Iar tu, cred că poți să fii una dintre aceste femei. Andreea, bună seara, mulțumesc că ai venit. Bună seara, Cătălin, mă bucur că stai aici alături de tine. O să bem un pahar de vin alb, o să dăm noroc, o să ne uităm ochi în ochi, am pus și apă și yeah. îți mulțumesc mult de tot, așa că, oameni buni, pregătiți-vă, o să aflați de ce atât de atrac activ să investești în Dubai, de ce merită să investești în Dubai și de ce merită niciodată să nu te dai bătut atunci când viața poate să mai pune câteodată o piedică. Pentru sau că asta mai multe. Sau mai multe, pentru că asta s-a <laughs> întâmplat și cu invitata mea. Andreea, noroc și noroc. spunem cum a început Încă o dată, perfect. Să. <laughs> pentru că... De ce credeți că am dat de două ori noroc? Pentru că o vedeți, e tânără, frumoasă, are succes, e antreprenoare, e mamă de gemeni. Doi băieți? Doi băieți, da. Cum îi cheamă? Cezar și Alexandru. Cezar și Alexandru au 2 ani și 9 luni. 2 ani și 9 luni, da. Să vă și trăiască. Vă mulțumim. mulțumim și, asemenea. A, și am înțeles că tocmai înainte de podcastul ăsta n-ai avut o noapte ușoară. Adică azi noapte n-am dormit deloc pentru okay. că Alex, Alexus, cum îi zic eu, a făcut febră, a făcut roșu în gât, de fapt. Okay. Și am stat toată noaptea cu comprese, cu nurofen, cu tratamente, cu îmbrățișări, cu. ca Alexus să cărituri. se pună pe picioare. Da, să se pună Alexus pe picioare, dar sunt ok, sunt obișnuită. E, asta vreau să le spun oamenilor, iată, chiar dacă conduce companii care vând sute de apartamente în Dubai sau ai alte afaceri, bă, când ești mamă, ești mamă, da, nu da. mai contează, adică Alexuțu vrea să stea cu mama, nu contează ce <laughs> treabă are mama. Da, dar nici eu nu pot, eu n-am liniște, de exemplu, să știu că are copilul meu febră, că îți să seama, am ajutor, am o bună acasă, adică, dar nu pot să știu că are copilul meu ceva, să nu fiu acolo în sufletul lui, n-am încredere, în primul n-am încredere în nimeni. Și, în mai că mi-a toată impresia că nu face lucrurile cum ar trebui să le facă. Și în e, afaceri cum e? Ai încredere în oameni? Ai încredere în parteneri? Sau nu e bine să ai încredere? În afaceri în parteneri? am foarte multă încredere, și tot timpul am pornit de la ideea. Um, nu știu, am plecat de la ideea asta că trebuie să pornești un parteneriat și să acorzi celui cu care pornești pe un asemenea drum o notă de încredere. Pentru că dacă pornești pe modul pesimist, Că cineva vrea să te păcălească, că cineva nu te va plăti, Nimeni nu o să ajungi nicăieri. Afacerile să afaceri, viața personală e viața personală. Mă refer că n-am încredere în cineva să aibă grijă de copiii mei și nu cred că o să aibă grijă mai bine decât mine. Dar Normal, vezi? e mama aia, aia, e mama aia, cum cloșcă. se numește? Cloșca, exact, cloșcă, în ce da. zodie ești? În Capricorn. Ok, Capricornul care nu lasă copiii aia, <laughs> pentru că numai ea poate să aibă grijă cum trebuie de ei, corect? Da, da. mama zice că e psihopată. Ok, uh, asta o să vorbim totuși într-un alt podcast. <laughs> Glumesc, Andreea. Cred că orice mamă uh, înțelege ce spui. Pentru că atunci când copilul tău face febră și fiind de gemeni, e, e normal ca să te panichezi și să fie așa. Păi te gândești că imediat o să aibă și celălalt. Și atunci, de fapt, nopțile da. sunt de două ori mai grele. Am pățit, da, am pățit. Da, pentru că am pățit. se ia chestia asta, nu? Dacă da, face unul, da, automat mai... face și celălalt. În câteva ore, maxim. Ok, perfect. Îi salutăm pe toți cei care ne urmăresc și cei sunt părinții de gemeni. Spune-mă, Andreea Popa, cum ai ajuns în lumea asta a antreprenoriatului Pentru că apoi o să le spun eu oamenilor care se uită la noi, de ce ești considerată una dintre primele și unul dintre primii oameni care au adus investițiile de, din Dubai în România? Cu toate că acum se fac în mai multe zone, în mai multe locuri, mai mulți oameni fac, da, dar ești pionierat în, în, în povestea asta. Ești la pionierat. În momentul în care eu am început să vând uh, imobiliarele din Dubai în România, nu au zis să mai fie cineva pe această piață care să facă genul acesta de concept. O fi fost, nu o fi fost, nu știu. Ideea este că am creat acest fenomen cu cel al investițiilor în Dubai. Am avut foarte multe apariții în presă încă din 2020, în emisiuni de profil. Mă refer în emisiuni de, cu profil business, în ziare de profil și tot am propagat ideea asta de a investi în Dubai, în primul rând datorită facilităților pe care le ai acolo și datorită faptului că eu am investit și sunt mulțumită. Ca idee, eu ce mi-am cumpărat în 2020, un apartament pe palm, acum valorează dublu. Am ofertă să-l vând dublu la bani. Și adică în 2020, vând, că... acum 2 da. ani, ai cumpărat un apartament care da. a valorat cât? Dacă a valorat 1.200.000 de dirhami, adică echivalentul a 300.000 de, de euro pe vremea respectivă. Este exact pe palmă în linie numai cu hoteluri de 5 stele în Seven palme, e un proiect destul de cunoscut în Dubai, lângă Fairmont Hotel, iar acum am ofertă să-l vând dublu. Acum a ajuns, a atins pragul de finalizare, urmează să facem recepția să ne dea cheile da? dezvoltatorii. Am ofertă să-l vând la 2.800.000 de dirha. De ce? Pentru că peste drum construiește Mar Beachfront, doar ce au lansat de adresă în Mar Beachfront și l-au lansat de la 2,700 de dar gata în 5 ani. Așa că iartă-mă, e vreo stradă da. din Dubai pe care nu o știi sau vreo adresă? Cam îmi impresia da. că le știi pe toate cu închiși, așa, știi? Da, 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 da Deci da. ideea e că dacă în 2020 aveai 300.000 de, de euro pe care îi țineai da. în bancă, s-ar putea ca atunci când te duceai la bancă după 2 ani să nu mai ai atâția bani pentru că ești o dobândă negativă uneori. Dobând Numai că inflația, aici practic ți da. si s-au dublat bani. Mi s-au dublat, să știi. Și uite, eu tot timpul spun și vorbesc și explic și clienților mei, dar asta e valabil Bine, ok, eu vând imobiliare din Dubai, nu e nicio problemă. Și pentru cine vrea să investească în România, cine vrea să investească la malul Mării Negre. Malul Mării Negre, da, nu este inepuizabil. Mai sunt câteva ploturi de pământ, da, și gata, se încheie construcțiile acolo. Ceea ce înseamnă că valoarea lui tot va crește în timp. Eu tot timpul în momentul în care recomand... Eu vând doar Dubai, în principiu. Dar în momentul în care recomand cuiva să facă o investiție imobiliară, tot timpul recomand să ia în zone de interes. Lângă apă, lângă bă, un canal, lângă un lac, lângă Marea Neagră, lângă... Bă, nu știu... O pădure, lângă O ceva. pădure, da, lângă ceva de interes. Pentru că acolo e clar că la un moment dat se vor opri construcțiile. Pentru că, pur și simplu, imobiliarele, nu știu, nu sunt o resursă pe termen lung. Adică, la un moment dat, probabil, se va construi, nu știu, pe pământurile care sunt acum puse în extravilan. Dar locurile de interes se apropie de grade de ocupabilitate de 100%. Ce înseamnă asta pentru investitori? Că investiția lor va avea o apreciere de preț din ce în ce mai mare. Viitorul e mai scump, nu e mai ieftin. Așadar, ea e Andreea Popa Oameni Buni și ne dă uh, sfaturi despre cum putem să ne investim deștept banii și în același timp în imobiliare, cred că uh, auzisem la un moment dat și tu poți să confirme asta, cel mai important lucru e ca locația ta să conțină cei 3 L. Adică locație, locație, locație. Corect, da. Și asta am azi. auzit într-o discuție cu George Copos, care spunea, bă, dacă, o, o locație e bună dacă are cei trei L. Ziceam, ce înseamnă cei trei ce tre L? Da. Locație, locație, Corect. locație. Și exact America ce spuneai și tu ce vorba. mai, mai da, 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 asta contează. Așa că... Oameni, buni, investiții în imobiliare, investiții în pământuri, pentru că valoarea lor va crește în timp. Și au tot felul de... Vorbesc cu oamenii, vine o criză, vin tot felul de uh -huh. lebe de negre, de chestii neprevăzute. Ok, vin. Da, bun, și trec. E normal, e natural să fie asemenea crize, ca piața la un moment dat să-și să ajungă în punctul în care trebuie să fie. Este Ia în regulă. Iată și după criza din 2008, practic, da. când tragi linia acum, piața imobiliară a fost piața care și-a revenit și... Și cum și-a revenit, Cătălin. Spectaculos. Adică spectaculos, da. Mm. Cei care au făcut investiții imobiliare în perioada aceea gândește că acum sunt multimilionare, adică eu cunosc cazuri concrete. Iar Andreea Popa, oameni buni, de la Emax Real Estate, a vândut peste 400 de apartamente în Dubai. Și apartamente și vile. 400... Da, mai multe apartamente Dacă... și spații comerciale. Deci asta înseamnă câteva, nu știu, milioane bune de peste, euro. Peste, cred că peste 80 de milioane de euro. Deci tu ai vândut apartamente și case eu de peste 80 de și 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 ta. Și compania e Max din Dubai. Noi facem totodată și property management pentru clienții noștri. Noi ne ocupăm și de închirieri. Suntem o firmă mai mare. Eu o conduc. Este ideea mea. Este businessul meu. Dar mă ajută foarte multă lume ca să ajung la numărul acesta de unități vândute. Nu vând doar eu. Peste 80 de milioane, asta înseamnă în vreo 2-3 ani de zile? În 3 ani, aproape. În 3 ani. În 3 ani. Dar atunci, haideți să ne întoarcem un pic la Constanța, pentru o că, că Andreea e din Constanța și acum ai 30 de ani. Cum ai început toată povestea asta? Pentru că ai intrat într-un domeniu în care, știi, ai venit, ai pus mâinile așa pe masă și ai zis ok. Eu vând în Dubai apartamente, case și o sunt foarte tare da. pentru că am făcut asta prima dată în România. Am vândut de peste 80 de milioane și te văd foarte hotărâtă. Cum ai început tu Eu. Nu știu, eu de când eram eu mic copil, eu am zis, vreau să fiu femeie de afaceri. Eu vreau să fac afaceri. Am, când a venit momentul în care trebuia să mă scriu la o facultate, prima facultate pe care am terminat-o a fost istorie și științe politice. Dar eu, în sufletul meu, știam că nu e ceea ce trebuie. M-am apucat apoi de drept, da. Pur și simplu aveam o chemare, înțeles? Simțeam, eu trebuie să mă apuc să fac business. Așa că la 24 de ani mi-a venit mie o idee pentru că fostul meu prieten avea, are un tată, că încă trește, n am murit, care avea o firmă de transport cereale, da? Și eu, având o relație cu el la un moment dat câțiva ani de zile, mi s-a părut Că e cea mai tare afacere pe care poți să o ai la modus transport cereale. Mi se părea, mamă, dacă a reușit și eu să am trei uh, camioane transport cereale, sunt un uh, lumea. Că tu aveai și, 24 de ani. 24 de ani, da. Și, bineînțeles că nu aveam bani să-mi cumpăr camioane, logic că nu aveam bani, dar uh, aveam bani să închiriez camioane. Pentru că am fost angajat, adică am și lucrat, am, am fost angajat câțiva ani la o companie de. Uh, vindeam ambarcațiuni uh, de agrement, se ocupa de, cu comercializarea și mentenanța embarcațiunilor de agrement. Adică aveam niște bănuși pe de parte acolo, nu eram chiar să am să trec strada. Și m-am apucat și mi-am închiriat camioane și am făcut tot posibilul să-mi obțin licența de transport și m-am apucat să uh, car cereale dintr-un loc în altul, adică la modul de pe câmpurile din zona Dobrege, fiind că în uh, port la Constanța, la Gigea, peste tot. Și scopul meu era doar să fac cât mai multe curse. Adică eu provin, eu când am început business-ul ăsta cu imobiliare, cu real mi s-a părut super fin, adică lejer, relaxat. Pentru că veneai din lumea oameni. camionagilor, Din lumea camionagilor, da, am pățit tot felul de lucruri, știi? Și am văzut tot felul de lucruri și stai să am că mie domeniul imobiliarul mi s-a părut foarte ușor. Da, aveai 24 de ani, ai închiriat camioanele astea, practic începuseți să să-i faci concurență propriei familii. Uh, da, nu mai eram într-o relație în momentul în care am început să-i fac okay. cucureță, dar sunt convinsă că a el de mine. <laughs> Pentru că, la un moment dat, tot a trebuit să înțeleagă de ce îi scade da. afacerea lui. Pentru că, ia uite, da, Andrea a început să și Transportam și eu cereale și mi-a plăcut, să știi, adică mi-a plăcut ideea de antreprenoriat. Eram foarte mândră când mergeam, erau camioanele mele pe șosea și eu în mașină, pe lângă ele și mă gândeam, mă, uite, mastodontul ăsta, eu mă ocup de el sau... Mi-a plăcut foarte mult, doar că în domeniul acesta, cel al transportului de cereale, ce faci vara, cheltui iarna, știi? Camioanele la fel se strică că zve că nu le-a luat nimeni de noi și tot așa. Și atunci ce ai făcut? A atunci... mers afacerea asta cât, un an, doi ani? Nu, am avut afacerea, cred că patru ani. După care? Patru ani, după care, după care m-am gândit eu ce ar trebui să fac și am luat decizia să vând afacerea, pentru că nu mai era profitabil. Adică nu intram în gaură, dar nici nu făceam bancă, eram undeva așa întrești, nu mai înconveneau cum stau lucrurile și m-am reprofilat. Iar în momentul în care am intrat pe, pe nișa aceasta de uh, Dubai, am venit după o experiență în care mi-am deschis o firmă de IT și, bine, acolo am învățat o lecție foarte mișto. Nu te mai băga în lucruri pe care nu poți să le controlezi. Adică mi se pare că ar trebui să fie regula numărul unu în business de respectat ce căutam eu în IT când eu nici nu știu să fac un Excel? Adică pe asta am, asta am căutat. Nu, nu am înțeles logica. Nici la camioane nu înțeleg cum înțelegea. Sau acolo era mai palpabil deci... pentru că vedeai și puteai să coordonezi. Pe că exact. la IT era ceva care ți era se spune. spunea. Era ceva ce nu înțeleg. Adică mintea mea nu era făcută. Știi, nu, nu putea să înțeleagă tot, toate procesele de acolo. Nu puteam să nu aveam control. La camioane e foarte simplu. Ce ai de cărat 30 de tone, ei din, X, le duci, din punctul X le duci în punctul Y, pleacă șoferul, o angajezi alt șofer. Eu făceam la camion, eu mă ocupam de contabilitate, eu mă ocupam de uh, tot ce ține de CMR-uri, tot ce în domeniul ăsta. Adică era foarte ușor și natural. Știi să conduci camion? A, mai în parcare le mai aranjam eu, dacă mi se părea mie că nu sunt aranjate cum trebuie. Nu, îți desam, că n-am permis de camion de oh, de acolo. Xena de acolo. <laughs> era, da. Era. Măi, să știi, ca femeie în, în, într-un domeniu al bărbaților, în general, încă în România avem um, noi, femeile, nu ne este mai greu să știi să, rea să realizăm lucruri, în ciuda aparențelor. Tot timpul, în momentul în care ești fată, ești femeie, dacă ești și mamă, pe și eu acum mi-am auzit tot felul de. Dar să stai să crească copii, ce trebuie? Are doi copii acasă, uite ce trebuie a face asta. Tot felul de lucruri. În momentul în care ești femeie, din punctul meu de vedere, este mult mai greu să reușești. Pentru că trebuie să te lupți cu preconcepții, pentru că trebuie să te lupți cu o groază de bărbați care uită de faptul că nu țin cont de faptul că tu ești femeie, că ești mamă, adică nu-i ține nimic în, în loc ca să te calce în picioare. Mi se pare mult mai greu să reușești atunci când ești femeie, dar dacă ești consecvent, dacă ești perseverent, dacă ești hotărât ce crezi, că de mine n-au râs mulți, sau cum mi-am deschis firma de camioane, zădeai să eram sortită eșecului în ochii tuturor, nimeni nu se aștepta, mamă, face ea ceva sau nu. Da, eu resim, și mă interesează. Și uite că acum sunt la podcast cu tine. Și, și vorbesc mers înainte. de. Da, am mers înainte și vorbesc de businessurile mele. Deci nu, reușești. Ideea e să fii consecvent, perseverent, să nu dai înapoi și, bineînțeles, să te apuci cât mai de tânăr posibil. Nu. Dacă simți chemarea asta, că nu oricine are chemarea antreprenoriatului, să știi pur și simplu, nu oricine o are. Dacă totuși o simți, nu mai sta, nu mai pierde timp cu plan de afaceri, cu o mie de situații, le gândești, le calculezi, le recalculezi. Dar dacă fac, dacă nu fac, eu în viața mea nu mi-am făcut un plan de afaceri. Eu nu știu să fac un plan de afaceri. Adică la și mine... simplu ai mers pe instinct și odată Am ce ai intrat într-o treabă instinct, ai zis, da. ok, de acolo văd cum o duc și mai acum departe. mă implic în când mai multe business-uri, la mine, în mintea mea, acum inclusiv mă apuc de, de dezvoltări imobiliare. Mă apuc să construiesc niște blocuri. Stai oh. că nu vreau să ajungem aici pe anul. Nu spui de pe firma cu IT unde te-ai dus. Și încă o lecție pe care o învățăm de la Andreea Popa, dacă nu te pricep la un domeniu sau nu poți să-l înțelegi, măcar. Nu ai nu ce te băga. căuta acolo. Nu ai okay. ce căuta. Nu te pricep, dar eu înțelegi cum merge pe treaba. Nu bani. Merge. Eu nu știam pe ce dau bani. Aveam facturi în care mi se explica pe ce plătesc și eu nu înțelegeam. Aveam. Deci, adică banii din camion ai vândut afacerea. Și ai zis, ok, vreau o firmă de IT, fac o firmă de IT. Nu, firma de IT am început în timp ce aveam firma de camioane. Și ce făcea am firma asta Trebuiau să facă site web, mentenanța site-urilor web, SEO pentru site-uri, mult pe marketing, dar okay. eu nu știam să fac nimic practic acolo, nici măcar nu știam să vând, pentru că nu știam să vând, pentru că nu știam cum să explic ce vând. Adică, Gauă gaură totală. Da, pentru tine sună bine, domnule și simțeai că da, e mă simțeam ceva deșteaptă. care... Nu, și în același timp simțeai da. că e ceva care s-ar putea să Da, simțeam să fie și ce trebuie. este, și este, domeniul IT este ce trebuie, dar oamenii care activează în domeniul ăsta, care îl înțeleg, cred că au o altă parte a creierului dezvoltată, știi? Adică nu oricine înțelege, eu nu înțeleg poți să mă pui acum, să mă pui la o masă, o să mă ții trei luni închis într-o cameră, ia și învață cum stau lucrurile, nu mă uit ca pisica în calendar, nu înțeleg. Pentru că tu, practic, atunci primeai de la oamenii din echipa ta tot felul de raportări pe care nu le puteai gestiona ca, uite, am băgat atâția litri de motorină, am dus atâtea tone, o, am văzut exact simplu. cum e. Adică, chiar dacă nu te pricepeai, știi cum să le faci învățat. Da, normal, aici era simplu. Aici trebuia nu să vezi formule, soluții, să nu înțelegi și, ce faci. Sunt și destul de mândră, orgolioasă și mie dacă mi se explică o dată și eu bineînțeles că nu înțelegeam nimic, mi se explica de dor la rând, nu mai vreau să întreb trei să nu râde cineva de mine, că uite, asta nu duce capul, nu înțelegi. Și mă prefăceam că înțeleg, de aici mi s-a dus afacerea în gaură. Pentru că mă prefăceam că înțeleg ce vor ei sau ce îmi propun ei, ziceam da, oricum știi că cel mai, cel mai greu lucru în momentul în care conduce o afacere să spui da sau nu. E, și eu spuneam da, și eu spuneam da, sau spuneam nu, orice spuneam. E, aici m-am dus în cap, pentru că eu nu înțelegeam ce vor ei. Și mă prefăceam că înțeleg, știi? Pe și ei, la rândul lor, înseamnă că nu coordonau ei, foarte bine, nu? Ei nu coordonau foarte bine, dar îți dai sema, la un moment dat, mi-am dat seama că nu fac uh, niciun bani și că... De fapt, aduci bani de și acasă? Sunt aduc bani de acasă o lună, două, trei, patru, cinci, o luni tot. Am încercat să fac bani în domeniul ăsta. Nu e nicio problemă, am închis afacerea. Da. Tot am așa am cu duc... zâmbetul pe buze? Păi și ce vrei, să plâng? Nu. nu. Și? Ai plecat uh, în vacanță în Dubai? Am plecat în vacanță în Dubai, stai m-am dus acasă, m-am dat capul de pereți, am ascultat melodii triste, am stat așa, două zile și m-am revenit. Ce m-am gândit? Să mă reprofilez. Câteodată oamenii se gândesc că viața asta de antreprenor sau oamenii care fac tot felul de business-uri, de fapt, n-au probleme. Hai mă, că au mașini, au ceasuri, au case, Da uite, ei n-au probleme. Numai că atunci când dai de eșec, te închizi și tu în casă, ca absolut orice om, da, dai da. cu capul de pere și zici, de ce am făcut asta? Și plâng. Ai plâns? plâng? Da, că mă doare. Stai să Dar mă ce te durea? Faptul că n-ai reușit să faci afacerea aia să funcționeze sau faptul că uh, ți-ai dat seama că nu e de tine afacerea aia și pentru că ești orgolioasă nu acceptai faptul că poate să fie ceva ce tu nu înțelegi? Plângeam uh, pentru, nu știu, pentru faptul că mă ofticam, în primul rând, de banii pierduți. Înțelegi? Era munca ta? Era munca mea. Pentru afacerea că cu camioane? Îi făcusem, îi făcusem din greu și îți dai seama că mi s-ar mardea sufletul mine, dar acum ce? Eram tânăr, adică, nu știu, la 28 de ani, 27 de ani și foarte tânăr. Eu am, și acum am permis să experimentez, adică n-am nicio problemă cu asta. Și ai zis, ok, da. o să văd ce o să fac. O să văd ce o să fac, da. Și cum ai ajuns în Dubai? Și și m-am um, dus să, Bine, eu mergeam destul de des în Dubai pentru că uh, tatăl copilor mei a avut business acolo la un moment dat, acum nu mai are, dar mergeam destul de des în Dubai și oricum știam toate locurile. Da, deci gândește, noi mergeam acolo atât de des noi nu știam că putem să cumpărăm acolo. Adică, Mamă, știam credința populară care este și acum în România. În Dubai nu ai voie să cumperi. În Dubai este, nu rămâne moștenire copilor tăi. În Dubai nu știu, cumperi în concesiune, ți a statul. Și credeam la fel. Așa că la un moment dat m-am întors în România și am sunat un tip de acolo pe care știam că locuiește de mulți ani și a zis, Măi, eu am niște bani, vreau să cumpăr și eu un apartament acolo. Și el locuia de 12 ani în Și zis, ce? Mai cum? cum să n-am cum? N-ai cum. Și bă, da, ăștia, pun și o întrebare așa de toți, toți cei care construiesc acolo, construiesc în continuu, acolo, își vând lor, lor, cum ar veni, adică... Ce fac cu apartamentele? Cu cine le cumpără, că știi, clasa muncitoare reprezintă, nu știu, 70-80% din populația Dubaiului. Și nu care, vorbim nu, aici de... Și care nu este din Dubai, este din India, Pakistan da, și așa normal, mai departe. India, și știu că stau la periferia La periferie, orașului. exact, mă gândeam, cine stau, cine locuiește acolo, de ce? Și nu, dar nu să cumpere acolo. Și bineînțeles că m-am dus, m-am dus, mi-am luat bilet de avion și am plecat în Dubai, din nou. La, cred că la câteva zile după ce mă întorsesem. te a enervat chestia asta, te-ai ambiționat. Păi, da, mă gândeam că nu are cum, adică logica mea îmi dădea cu virgulă, știi? Adică mă gândeam de ce construiesc atât dacă nu poți să cumpere. adică de ce să te dezvolți atât de mult dacă nu poți să vinzi, nu, nu vedeam logica. Și bineînțeles că puteai să cumperi acolo. Te-ai dus în Dubai și? M-am dus în Dubai și m-am dus să am vizitat mai multe proiecte care mi-a trăsit să rămâne atenție, să mă google, e prietenul meu numărul 1 dar eu sunt genul de cumpărător care eu la mine văzut plăcut luat, adică am văzut două proiecte la, nu știu, în aceeași jumătate de oră, fiindcă practic erau aproape unul lângă celălalt și am ales, adică eu nu stau să mă gândesc prea mult la mine, m-am uitat, ok, are plajă privată, e gata în doi ani, bun. Prețul mi-a convenit pentru că era asemănător cu cel din prețurile din România, adică nu era mare diferență dacă ne raportăm la o zonă bună a Bucureștiului. Uh, am auzit de facilitățile fiscale că nu plătești impozii. știi că nu plătești impozii pe venitul generate din chirii. Deci în Dubai poți să ai un apartamentul tău în chirie și nu plătești la stat niciun impozit. Niciun impozit, nu plătești nici uh, TVA pe zona de rezidențiale. Dacă îți iei camere hoteliere, ca și investiția acolo, plătești TVA 5%. 5%, nu, 19%. Uh, nu plătești uh, impozit anual pe proprietate, care totodată știi adică că... Adică noi aici plătim plătești. în fiecare an impozit, pe da. casă, pe, pe locuință, acolo nu plătești. Nu, nimic. Nu. Nimic. Singura taxă pe care o plătești aceea de 4%, taxă de registratură în cartea funciară, o singură dată în viața ta și o CUD, care practic sunt taxe notariale, dar undeva la 1000 de dirham, 200 și ceva de euro, 200. Adică euro. ceea ce înseamnă că este o oportunitate pentru foarte mulți oameni este care se gândesc unde da? să investească. Și în același timp, cred că mai e un lucru care oferă foarte multă stabilitate, faptul că, dacă nu mă știu, din 1997, dirhamul are aceeași valoare în dolari. Și că dacă tu ai o sumă în dolari, știi că poți să te bazezi pe Corect. suma aia, indiferent ce... Adică nu fluctuează ca la noi când tăiți cursul euro-dolar. Mamă, azi e euro atât, dolar atât. Acum Acolo, la, euro la, la euro fluctuează. La euro fluctuează, pentru fluctuează, că... Dar la, 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 la dolar, dolar e, nu. La dolar nu. Plus că știi că orice investiție pe care o faci, că mulți clienți mă întreabă, dar eu dacă de unde am eu garanția că dacă cumpăr aici, proiectul o să fie gata în trei ani. Și zic, domnule, ăștia ridicat orașul în 15 ani, la ei ne facem griji că stau pe loc cu construcțiile. Practic, guvernul îți securizează bani într-un escrow account și pe măsură ce dezvoltatorul înaintează cu construcția, în aceeași măsură îi se, îi se liberează lui bani din escrow account. Oare că de ce, ce nu se pot face lucrurile astea și în România? Adică să fie și la noi. Cumperi un apartament de la un dezvoltator, de fapt îți da. ți-l pune statul într-un bancă și corect. apoi se duce la dezvoltator și ce a, uite, a ridicat etajul 1, mai dai bani, etajul da, 2, mai dai da, bani. corect. corect. Nu știu de ce. De ce la ce da. se poate, mă și la noi nu? Nu știu că sunt chestii care stimulează, practic, stimulează atât dezvoltatorul, da, și dă încredere clientului. Plus randamentele. Eu am investit inclusiv la Malul Mării Negre, e un proiect foarte ca lumea. primul concept integrat de la Malul Mării Negre. Ieri am cumpărat un apartament acolo, în Axis Nova. Aha, Îmi place okay. foarte mult proiectul, e în zona de cluburi, e prima linie la mare. Și chiar am investit acolo, eu care vând Dubai, eu nu vând România. Ca idee. Am investit acolo și de ce am investit acolo? Am investit pentru că am regăsit uh, facilități și calitate pe care le găsești în Dubai. Eu tot timpul am susținut. Noi avem potențial la Marea Neagră. Creați facilități și pe, pe perioada iernii. Creați facilități pe perioada iernii, pentru că avem potențial. De ce închideți cluburile iarna neapărat toate? Ok, mai închideți, dar lăsați ceva deschis. Faceți patinoare, faceți spaur, faceți piscine încălzite. Creați facilități pe... și acolo le-am regăsit. Și mai și am cumpărat. Au fost foarte impresionați că am venit eu, cum mă știau. Ia uite tipa asta cu Dubai, cumpără la tipa noi. asta de pe coperta revistei. Da. revistă. Știi că revista asta, Real Estate, o găsești de foarte multe ori în foarte multe uh, locații de investiții, în foarte multe, nu știu, locuri. Da. Deosebit o găsești și o zici, mamă, ia uite, Andreea, 30 de ani, a da, dat de succesul imobiliar în Dubai. Foarte frumos. Da. Și acum tu ce recomanzi oamenilor care se uită la podcastul nostru și care au posibilitatea să achiziționeze un apartament? Sau oamenii care au ceva bani în bancă? Din punctul meu de vedere și eu sunt investitoare de acum am devenit chiar investitoare cu acte în regulă și caut proiecte, să investească în proiecte care se află la fază de lansare să nu cum să nu investească neapărat în apartamente cu preț ajuns la maturitate. Bine, dacă cauți ceva neapărat să închiriezi, să ți producă bani, nu știu, la o lună după ce l-ai cumpărat, dar trebuie categoric să fie gata finalizat. Să se investească în proiecte aflate în faza de lansare. Să se investească doar alături de um, agenții mari, da, sau de uh, direct alături de dezvoltatori. Eu de exemplu, eu nu percep comision clienților mei, eu vând direct dezvoltator, sunt reprezentanta lor pe mine plătesc dezvoltatorii, nu iau bani de la clienți, dar totodată se investească în portofolii care au cea mai rapidă și cea mai sigură apreciere de preț în timp, proiectele semnate de designeri exclusiviști. Sunt, sunt o felul de minunății în Dubai. Eu am ajutat foarte mulți oameni să își dubleze banii. Adică oameni care au băgat 3 milioane de euro au făcut 6 milioane de euro, cred că, într-un an de zile. La modul ăsta, în anumite proiecte. Andreea Popa, vă rog frumos, asta e pentru cei care vor să investească și vor să-și securizeze și să-și dubleze banii. Cum spui? Și acum, oamenii poate să se la noi și zici, Andreea, dar cum să investească într-un proiect care încă nici nu este pornit și doar este la nivel de discuție? Știi, în România au fost proiecte la nivel de discuție care nu s-au mai terminat și oamenii au rămas fără bani. Sunt da, exemple că... și de persoane cunoscute care au rămas fără economiile știu, de viață. Știu, știu. Și tu spui, acum investiți într-un proiect care e de abia la început. Da, e, cel mai, e cel mai rapid mod de a face bani și cel mai sigur, pentru care o apreciere... E sigur că e în Dubai. E sigur că e în Dubai și are o apreciere de preț de minim 40%. Dacă e proiecte exclusiviste, cum e Safa tu, semnat de Grisogonu sau Cavalitaur sau Elisabă, aceleași dublează prețul. Eu ți arăt pe cifre ce vindeam în 2020, și cât am revândut în 2022. Dublu cred că peste dublu. Ideea este că după cum ce spuneam mai devreme, noi în noi noi în Dubai, nu. Ei în Dubai au acel escrow account da? Mi Se pare, e corect să zici și tu noi în Dubai. Eu sunt adică... rezident în Dubai, am permis de acela de Dubai. Asta înseamnă că ai investit de o anumită sumă. Da. Pentru că permisul acela ți-l dă dacă ai investit de o anumită Bine, sumă. Bine, și dacă ai investit de o anumită sumă, să mai poți să-ți iei rezidența pe companie. De exemplu, permisul meu l-am obținut pe compania din Dubai, compania de property management. Și compania din Dubai se numește tot Emax. Real Emax Properties. Okay. De Max Properties, aceea, iar aceasta e compania din România. Ideea este că, așa cum spuneam mai devreme, ei îți dau acel escrow account. Deci, practic, dacă ei, cumva, dezvoltatorii, mor, da? ce se întâmplă? Ție vine statul și îți dă banii înapoi. Nu îți dă cu dobândă. Toți banii ai cei care ai, dar nu i pierzi. Da? Nu există așa ceva. Asta că în cazurile extreme, 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 extreme. Dar tot timpul se va găsi cineva să preia proiectul, să îl continue, să l livreze. Nu. Eu nu cunosc nici măcar un proiect abandonat în Dubai. Vorbim aici doar de dezvoltatorii mari. La dezvoltatorii mici nu cresc cu ei. Dubai are niște ambiții fabuloase. Vrea să devină până în 2030, dacă nu mă înșel, unul dintre cele mai verzi orașe din lume. Și cele mai scumpe. Și cele mai scumpe și da. cele știi mai că în, sigure. Știi adică că în... citești întotdeauna tot felul de lucruri pe care și le propun oamenii ăștia da. și pentru cei care au fost în Dubai sau pentru cei care dau un search pe Google și n-au fost, este incredibil ce construiești cum se schimbă orașul ăla de la uh, An la an. De la an. Știi că în 2030 eu o să oprească construcțiile în Dubai, adică nu se vor mai construi blocuri. Al Maktoum a dat deja legea. Se vor construi doar conceptul acesta de ville, townhouses multe spații verzi, opresc construcția zgârie norilor. În 2030? În 2030, adică în curând. Deci dacă mai stai... sunt doar 8 ani de investit? Doar, doar 8 ani de zgârie nori, iar din acel moment prețul apartamentelor în Dubai vor fi, nu știu, prețul asemănătoare cu prețul apartamentelor din Hong Kong, din Singapore. Adică nu, nu o să te mai gândești că o să ai ocazia să-ți achiziționezi în Dubai un apartament cu... 250-300 de mii de euro poziționat central. Deci centrat. tu spui că acum e momentul momentul era, momentul a fost mai ales pentru cei care au investit în 2018, 2019, 2020 și acum e momentul. Pentru că oricum prețurile sunt în creștere. Dar de la an la an prețurile cresc. Adică cine vrea să facă o investiție sigură să se ducă să cumpere în Dubai. Pentru că ai garanția că într-adevăr prețurile și aprecierea de preț va fi una imensă. E foarte greu de explicat lucrul ăsta cuiva, nu știu, care n-a fost în Dubai, care nu știe evoluția, care nu știe cu ce prețuri se vindeau imobiliare la acolo în 2020. E foarte greu. Eu tot timpul clienților mei le arăt pe grafice oferte de preț din 2020, le arăt cu cât am revândut acum în 2022. Adică încerc să explic tuturor, dar asta înseamnă că trebuie să ai și puțin încredere, trebuie să ai puțin flair. Trebuie să cunoști piața, trebuie să ai persoane, nu știu, care poate au mai investit. Și trebuie să o cunoști pe Andreea Popa, că dacă a vândut peste 400 de apartamente de aproape 80 de milioane de euro, înseamnă că știe ce face. Și da. ai vândut aceste 400 de apartamente, case, peste locații, 400, peste cred 400, cred, doar da. românilor? Doar persoanelor din România? 85% doar persoanelor din România. 15% cred că alte străi, naționalități? alte naționalități, din oameni din Germania, din Anglia, francezilor, rușilor, ucrainienilor, dar nu, românilor. Românii, românii investesc și nu se uită la... Nu se uită când vine vorba de... Bine, mă refer la cei care își permit și mm -hmm. au posibilitatea aceasta să investească. Da, uite, și ce vreau să spun interesant, să știi că am persoane care au cumpărat câte un apartament, da? Știi că în Dubai plata și direct la dezvoltator și nu se modifică prețul de achiziție. celor da. care urmăresc podcastul nostru, pentru că practic la început plătești acel 4%, apoi plătești, nu? Da, plătești, plătești rezervarea, depinde. Uite, sunt Shoba cere rezervare 2%, Damac cere 5%, Emar cere 3% Rezervarea, adică practic să securizezi unitatea. Iar apoi plătești, nu știu, prima rată, completarea balanței până la 10% în primele două săptămâni. Poi mai plătești peste încă șase luni, încă 10%. Și tot așa. E ok. E ok, mai ales că la un moment dat ajungi la 50% când ah. cei din Corect. Dubai îți dau cheile și spun, hei, poți să-l închiriezi, poți să faci Corect. ce vrei Corect. și tu deja poți să produci bani cu apartamentul tău exact. din Dubai pentru că mai ai încă doi ani de plătit. De plătit în Tu, practic, dacă stai, să te gândești. Bă, deci, acolo, așa... practic, status dă rate mă să te muz, tu înțelegi? Ciucă. Da, da. Și uite, că nu toată lumea pune problema așa, dar, practic tu cu plata aceasta poți să îndovăr după ce intri în băsea proprietății, tu îți amortizezi din prețul inițial de achiziție, pentru că tu anual ai un randament de minim 10%. Nu vorbim de chestii extreme, de 16%, 15% randament, pentru sunt umflate, nu sunt adevărate. Real rămâi cu 11-12% venit. Ce în este... Frum. E minunat, e extraordinar. Dar tu să spui că ai un venit de 10%, da? Bun. Dacă scazi 10% într-un an, 10% în celălalt an pe care îi faci tu în perioada aceasta de grație pe care îți oferă dezvoltatorii, tu practic îți iei apartamentul cu 20% mai ieftin. Pentru că tu faci bani pe bani lor. Corect? Tu n-ai plătit încă apartamentul și totuși faci bani cu el. Pentru că atunci când e jumătatea contractuală, tu practic poți da, să închiriezi corect, și chiria îți să -ți ție. și, să -și tu din chiria plătești mai departe. Da, plătești mai departe. Sau adică... poți să-l vinzi. Sau poți să-l vinzi, exact. Și atunci îl vinzi în profit pentru că l-ai luat... Uh... Corect. O, o, apreciere reală de preț. Uite, proiectele, proiectele exclusiviste, cum spuneam, cum sunt acestea semnate de designer exclusiviști, își dublează prețul. Au o apreciere 20% imediat după faza de prelansare. Eu acum vând uh, să Tu semnat de cele celebru de, de Grisogono. Am vândut și Safon, am vândut și Cavalitor, am vândut și elisapă, am trecut prin toate. Acestea, după prețul de lansare, instant au apreciere de preț de minim 15-20%. În primele 2-3 săptămâni. vă spărați, doamna Andreea Popa, cât costă o garsonieră acolo? De la 178.000 de euro, în studio. Un studio. Da, clădirea este la modul scraper, știi, 84 de etaje, singura, singura piscină transparentă din lume. Asta, Hai, pe noi m-am fascinat am fost an la rând în Dubai și uh, cunosc uh, acolo destul de bine, dacă pot să spun, uh, nu e nici foarte mare, adică, da. Dar e spectaculos și pe lângă faptul că se schimbă de la an la an, ei au povestea asta, cel mai înalt turn din lume unde? În Dubai, Burj Khalifa, unde e cel mai mare mall din lume, în Dubai, Mall Dubai, mold Dubai. Mold unde Dubai. e cea mai cum era, poți și că ai fost la piscina cea aia, Cea mai înaltă da, piscină, la Skypool. Laura, nu? Da, la da, Laura. Cât ai fost, cât a fost acolo? Etajul okay. cea că, mai înaltă exact. piscină. Cel mai înalt hotel Atlantis. Adică Correct, la totul da. este, nu este cel mai bun din lume ci cei da. mai tari. Da, da. Și da. acum spui că o să fie cea mai tare piscină transparentă. S și singura piscină transparentă din lume și undeva tot așa, cred că va fi poziționată la etajul peste etajul 60. Și transparentă? Da, da, transparentă și bine, sincer, să fiu, să fac mai acum. Am de seama, de -aia la văd bă, jos și zic, Ui, uite, Nu, am văzut da. un film de groază când eram mică și unul nota într-o piscină de asta transparentă. Și s-a spart. Și s-a spart piscină și a Știi, și m-am văzut și ăla. Ai văzut și da. Ăla? da. Și era o casă care era pe o stâncă, cumva. Da, 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 da. Și nu, nu, și nu mai... Și mi-a rămas în cap. Da, deci, deci, nu. nu, vă duceți la piscină transparentă, ferească Dumnezeu să se întâmple ceva. Îți dai seama că de fapt oamenii ăștia, uh, proiectează viitorul la care noi ne raportăm după doar văzându-l pe diferite poze SF. Corect, da, așa este. Și el construiesc. Și el construiesc. Da. Ok. Sunt care e cea mai scumpă casă pe care ai vândut-o în Dubai sau cel mai scump apartament? Uh, cel mai scump apartament, cel mai scump apartament pe care l-am vândut a fost unul de aproape 16 milioane de euro. Era un un apartament. Un român l-a cumpărat? Uh, nu, nu, un, un, un rus, da. Uh, acela a fost cel mai scump apartament. Cea mai scumpă vilă nu știu, în jur de, a fost în jur de 40 de milioane de dirhami. Okay. Vila, ca raportat în jur de 10 milioane de euro. Dar apartamentele, acolo, apartamentele deosebite, adică cele care au, nu știu, piscină în interior pe fiecare de etaj piscină exterioară, cele care au multe facilități, apartamentele în general au o apreciere de preț mai rapidă decât casele. Ok. Acum mi-am dat seama, am făcut un calcul, 16 milioane apartament, 10 milioane vila, 26 de milioane, din Vreu 80 să... de milioane minus 26 de milioane au fost apartamente, garsoniere, da. două camere, trei am camere, înțelegi, da. patru camere, nu? Oh. Da, exact. Perfect. Știi ce vreau mă, să te întreb? Multă lume spune, dom'le, dar Dubai e departe. Dom'le, unde mă când Dubai e cald? Da. Care sunt? Că tu practic poți, trăiești acolo. Deci, în Dubai, Dubai este genul de loc care este perfect. Uh, pentru cei care le place un stil de viață, uh, nu știu, între zgârie nori. Genul acesta de oameni nu vor avea niciodată o problemă cu căldura. De ce? Pentru că Dubai îți oferă foarte multe uh, ocazii în care să nu fie cald. Că Lăsăm. Totul e climatizat. Totul adicum. este climatizat, exact. Eu nu resimt acolo căldura. Mă duc la plajă liniștită în luna august, n-am niciun, uh, niciun fel de problemă cu asta. Dar gândește că sunt oameni care. La fel ca mine, nu îi deranjează. Și mai sunt și arău de răi de căldură, dar revin. Gândește că este foarte cald în iulie și august. Practic, din septembrie, lucrurile revin la normal. Și oricum, dacă vrei să investești acolo, nu înseamnă că trebuie să stai acolo. A, dar tu te ocupi acolo. cu compania ta, inclusiv de asta. Adică de vine închiriere, ci... da. Vine cineva și zice, uite, vreau apartamentul ăsta, atâta costă, și tu da. de aici preiei totul? Tot absolut tot. Adică eu clientului cer doar pașaportul și bineînțeles banii. <laughs> să plătească, da? Exact. Dar și... nu, 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 Noi ne ocupăm de absolut tot, inclusiv serviciile de închiriere, de property management după cumpărarea proprietății. Dar, uite, de ce constă serviciul ăsta de închiriere? Adică... Să închiriezi proprietatea. Tu practic te decizi, deci tu spui că ai sau poate nu l-ai cumpărat neapărat de la mine, Ai cumpărat un apartament în Dubai, da? Și te gândești, se apropie de finalizare și te gândești ce vrei să faci cu el. Ai două opțiuni. Ori îl închiriezi în regim hotelier, ori îl închiriezi în, 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 pe termen lung, unui chiriaș de 12 luni pe an, da, cu posibilitatea de renuire a contractului. Eu vin și îți spun: Nu, Cătălin, apartamentul tău se pretează a fi închiriat pe termen lung, sau apartamentul tău se pretează a fi închiriat în regim hotelier. Orice variantă ai alege. Noi ne ocupăm de închiriere, de exploatare, de, de curățenie, de tot ce înseamnă property management, inclusiv facem servicii de uh, relocare, finanțare. Dacă vrei să te muți în Dubai, vrei să obții rezidență, vrei să dai copiii la școală, Max Properties din Dubai face absolut tot. Știi ce mai te întreb? Sunt mulți români care s-au stabilit în Dubai. Da. Sunt mulți români care și-au dus copiii la școlile din Dubai. Sunt, și sunt. acum vorbim de oamenii care au posibilități și care uh, își permit uh, genul ăsta de, de trai. Da. Uh, a, știi, știi de ce foarte mult ale, ales să multe în Dubai, pe lângă mediul de business favorabil pe care ți-l oferă ei, este sigur. Uite, în, în Dubai ai pedeapsa cu moarte pentru droguri, da? Infracționalitatea este zero, criminalitatea mă refer, este zero, da? Nu ți-e frică că virgulă copilul tău se întoarce de la club și se întâmplă ceva pe stradă. Nu ți-e frică că uh, Virgulă, copilului tău, nu știu, merge undeva și îi se oferă droguri pe stradă sau care posibilitatea să le, să le încerce. Lucrurile sunt foarte drastice acolo, din punctul acesta de vedere. Ok, consumă și alcool, dar doar în unitățile hoteliere. În rest, nu găsești la magazin să-ți iei bere sau vodcă sau. Nu găsești bere de aia la doi Nu, minute. nu. Iar dacă vrei să te duci să bei, este destul de scump să bei acolo. Adică. Mie mi s-a părut o chestie da. interesantă pe care am remarcat-o când am fost în Dubai, și anume faptul că clubul la ora două jumătate prindea o lumina și se închidea știi? Da. Și, nu știu, noi ajunsesem un puțin mai târziu și am zis, bă, nici am ajuns să închis cum așa, adică nu mergem foarte des în club, dar atunci când am mers, am zis, cum s-a închis la două jumătate, trei? Și o persoană care lucra de foarte mult timp acolo mi-a spus un lucru extrem de interesant. Face, uite, cluburile în Dubai se închid la ora 3. Pentru că noi vrem, ca oamenii care poate au băut în club, sau au distrat, poate sunt mai, uh, cum să zicem, efervescenți, până la ora 5, când oamenii pleacă la muncă cu metrou sau cu autobuzul, să nu se întâlnească. Adică, da, oamenii ăia nu sunt niciodată pe, pe stradă. Da, Mi s-a da, părut da. foarte tare chestia asta. Da, și am zis, de ce de deci în închid cluburile la ora 3, ca cei care au băut se mai se mult sau acasă, care acasă, au chef da. de gălăgie și nu știu ce, până la ora 5 ajung acasă. Fie corect, ajung da. pe propriile lor picioare, fie ajută poliția, că acolo funcționează totul <laughs> brici. Oamenii la ora 5, când au plecat, cu metrou, găsesc totul curat, impecabil, nu știu ce s-a întâmplat. Da, da. Ce înseamnă echilibru ăsta și să gândește așa pentru toată societatea. Da, normal. Acolo și cu și iubește țara. Îți dai seama, a creat-o din nimic, din nisip. Chiar vorbeam cu un client al meu care a avut ocazia să-l cunoască. Uite, poate o să punem și noi pozele cum arăta dubai acum 20 de ani, când erau două blocuri de patru etaje și cum s-a construit. E chiar un filmuleț care... Au Cum? Au rămas blocurile. Au rămas da, au rămas blocurile alea așa, ca să-și aducă aminte de unde au plecat, nu? Să-și aducă aminte, da. Vorbeam cu, îmi povestea un client al meu care a avut ocazia să-l cunoască pe Almactum în 1985 și îmi povestea Andreea. Mi-a pus pe, pe masă o hartă. Apropo, tot, Dubaiul este proiectat de niște oameni super deștepți din Anglia. Deci nu de americani. Știi că, că, cei americani au venit, au făcut Dubai. Nu. Deci niște oameni foarte deștepți din, din Anglia au proiectat Dubai încă din 1985. Și mi-a pus, mi pus harta aceea pe, pe masă și mi-a zis, uite, aici vor fi metro. Și deci eu mă uitam și a doar hotelul ăla prăpădit intercontinental și rest de șet. Și mă gândeam, bă, ăsta nebun. Nu Narecum, nu. Și acum domnul respectiv, când a văzut evoluția și așa, s-a întors și a investit masiv, tot așa cred că are investiții, cred mai bine de 8 milioane de euro în Dubai. Deci pentru, incredibil. Pentru că oamenii ăștia nu stau pe loc, se dezvoltă și în același timp știu cum își aleg și aici și care niște povești foarte interesante. Da, adică sunt, acolo sunt. e să te gândești cât poți tu să aduci ca plus locului în care trăiești. Corect, că comunității și este iubită Ei pentru asta trăiesc. Cum da, pot să facă poporul ăla să fie mai prosper și să corect, arate mai bine că țara Corect, nu, nu există, uite-te la noi, noi tot timpul, eu, eu, eu am încetat de mult timp să mă uit la televizor, nu știu dacă e bine sau e rău, dar chiar nu, eu nu, nu mă televizor televizorul, nici Bine, în cine... Dubai, nu. YouTube, da, okay. YouTube. pe YouTube Te mă informez. Ce acasă la Marța. Mă uit, mă uit, pe YouTube mă uit, dar uite, în Dubai ei n-au avut problema asta. Cine conduce? Cine e la guvern? Nu s-au bătut între ei, nu s-au luptat între ei. Tu, de exemplu, dacă ai de ține, e o casă ta, toată, tu ai făcut-o de la zero, nimeni nu vrea să o ia de sub conducerea ta, să-i face rău propriei case. Pentru că asta mm. se întâmplă la ei acolo și uh, fiind cele șapte emirate și ei fiind uh, familie, practic, Corect, totul, da. se gândesc doar cum să prospere și doar să facă Doar să cum să prospere, să... da, și grijă de absolut tot. Știi ce vreau să te întreb? Oamenii care se uită la noi și poate zic în felul următor, bă, mai bine îmi vând apartamentul din România, <laughs> stau cu chirie în România și investesc mm. în Dubai, cred că peste 2 da. ani câștig și mai mulți bani. Și am făcut și treabă bună. Da, nu, nu, nu vreau să dăm la așa ceva, să știi că nu, și nicio investițiile... Nu, nici nu dar mă gândeam eu așa, adică nu, era, iar mai era doar un gând. Mă gândesc cu oamenii de care... Cu da, mă, da, cu vocetare, Oamenii care fac chestia asta nu te meargă în Dubai, deci pot să vină e, la compania ta, corect. să vadă acolo planurile și toată povestea corect, și noi să avem înțeleagă cum funcționează. în Constanța, în București și sediu principal în Dubai, dar noi le oferim și o excursie de 5 zile, 4 nopți pentru două persoane, cazare la hotel de 5 stele, gratuită. Și după rezervare, până să plătească, practic, primul installment, prima rată mare și până să semneze contractul principal, îl trimitem la locație, pe la noastră, doar pe baza rezervării, da? Să vadă o comunitate. Rezervarea asta înseamnă 2%? 2%, da, să deci, vadă. Da? 2% din valoarea investiției exact. și, practic, ei primesc aceste nopți. Această excursie gratuită pentru două persoane, cazare la hotel de 5 stele și trimitem să vadă comunitatea. Dacă îți place, continui semnezi contractul, mergi mai departe. Nu-ți place? ai pierdut 2%, dar îi oferim, îi oferim ocazia să-și aleagă alt proiect. Adică cei 2% îi putem să-i direcționăm spre alt proiect ceva trebuie să-ți placă în Dubai, cum să fie atât de pretențios să nu-ți placă Nu nimeni. știu de ce am impresia că uh, toată organizarea asta te, se trage și de la facerea cu camioane. Da. Dacă din punctul A ajunge în punctul B, are 30 de tone, cu siguranță o să ajungă la timp, atâta motorină, motorina da, atâta posibil, benzină, tot. Posibil, nu? posibil, să știam reminescențe încă. Da, dar uite, lucruri care te ajută să, să funcționezi. Asta ah, e că am zis că am un cadou pentru tine. Uh, avem niște oameni care sunt partenerie cu noi la Podcast și mi s-a părut foarte tare. Da. Și sunt sincer cu tine. Da. I-avem uh, pe cei de la Morf mm, care plac, sunt. Da, că știu. Da? Da, îi știu. Ok, perfect. Mi-au mi luat parfum? Da. Dar Îmi să... place. Da? Fii atentă, dar vreau să-ți spun ceva. N-am știut ce parfum e până nu am deschis astăzi Așa. punga ca să văd ce exact problem. ce cadou e pentru tine. Da. Și ca să vezi cum e câteodată cum universul ăsta lucrează, am căutat datele despre parfum. Stai să mă descurc să... Așa. Până la urmă scoț. Grebul, până la urmă o să-și investească tot salariul în parfumuri, <laughs> pentru că l-a mirosit. Ce ai mirosit tu? Da, miros super frumos ce de la Nu Nudo, prima. Tu... Nudo. Nudo și ți-ai luat Nudo. Și era mai mirosit ceva, ți-a plăcut. Acum, deci morf oamenii ăștia au zis pe morță, dacă tot ai invitați deosebiți, fă-le cadou cât un parfum din partea noastră. Și fii atentă. De asta spuneam că nimic nu întâmplător și m-am gândit să te tratăm cu bine, că poate mâine, poi mine, ciucă, bem o cafea în Dubai și măcar are unde să ne spună, duceți-vă la cafeneaua aia, că e 5 dolari zi. cafea. Fii atentă. Și asta e parfumul care arată și miroase senzațional. Nu ne place foarte tare. Dacă îi știi pe cei de la Morf, știi că le ambalează super și le fac. Știu parfumurile lor. Mi-am cumpărat și eu. Nu vindeau. Vindeau în niște magazine. Da, vândesc foarte tare. O tipă Lorena care se ocupă de povestea asta. Nu, un nu business știu, românesc, un business românesc, românesc, italienesc, foarte da, ele puternic sunt fabricate cu antreprenoare. În Italia. Da, e da. italienesc 100%, dar o antreprenoare româncă. Și parfumul ăsta, Indomabile, sper că așa se citește și că nu am făcut de râs la podcast, dar așa se citește. Fii atentă de ce zic, e al tău. Dar fii Mulțumesc. atentă ce scrie la descrierea lui. Creat cu ochii închiși, descoperit din greșeală într-o noapte de august, acest parfum de lux, accentuez anumite cuvinte, a fost inventat de un spirit rebel nonconformist. Indomable este un parfum oriental, persistent și extraordinar de unic. Și am zis, exact Băi, nu trebuie. pot să cred, adică. Oriental. Da, exact. Oriental, persistent și extrem de unic. Și am zis pe bune. Da, Ok, să te rog, lasă-mă că... să, să fiu un gentleman. Să nu și... îmi pierd vreo la tine pe masă. Și <laughs> atunci să vezi. Perfect, uite. Uh, Stai, că a rămas aici. aici. Da, mi s-a părut foarte tare descrierea în ceea ce privește acest parfum și prezența ta la podcast. Știi, pentru că vorbim mm, de Dubai. Vorb miroase. mulțumesc. Vorbim de Dubai, vorbim de Orient și iată că e un parfum care vine fix din zona asta. Morf, mulțumim mult de tot pentru cadou. Mulțumesc. Știu, Ciu, că Îmi vrei place. să dai și tu parfum. Foarte frumos și are, are note orientale puternice. Da. Foarte tare. Felicitări, Mă caracterizează, tău. mulțumesc. Deci am nimerit, vezi? Da, 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 chiar îmi place. Știi ce vreau să te întreb? Când e, poate oamenii să zic, ok, uh, am înțeles cum e povestea cu Dubai, oamenii pot să caute uh, exact, așa cum ziceam în ceva mai devreme, uh, Imax Real Estate pe Instagram, pe Facebook, pe Facebook, peste Facebook Imax Real Estate Dubai, peste tot. Perfect, poți să caute și poți să afle mai multe informații. Da, corect, când corect. e bine să investești? E vreo perioadă anume când e mai bine să faci acest lucru? Ieri. <laughs> ah, okay. Și dacă ieri am lipsit, iartă-mă că am fost cu ceva treabă. Este, este foarte bine să investești pentru că pre prețurile se află într-o continuă creștere. Cei care au apucat deja să investească în Dubai și știu că sunt o, sunt o groază de români care au investit, nu au cumpărat neapărat de la mine. Dar cei care au cumpărat știu că proprietățile pe care le-au cumpărat cu luni în urmă sau cu doi ani în urmă valorează cu totul și cu totul alt preț acum. Deci. Ideea este că amânarea investiției nu face altceva decât să te provoace să cumperi mai scump decât cumpărai ieri. <laughs> Ok, de deci, ce? Bine, acum, acum e un moment. Și acum sunt yeah. oameni care da, Andreea, dar cum să-i sfătuiești pe oameni să facă treaba asta când toată lumea vorbește de criză, vorbește de recesiune, vorbește de inflație, vorbește de prețuri care au sărit în aer. Cum să facem asta? Mai bine ținem banii la ciorap. Păi exact asta e problema. Exact, tocmai pentru că inflație, tocmai că e to tocmai pentru că avem aceste probleme, tocmai de aceea nu este bine să ți banii la în bancă sau să-i țipuri, țipuri, investiți. Investiți în pământuri, investiți în proprietăți bune din București, investiți în proprietăți bune de la Malul Mării Negre, investiți în proprietăți bune din Piona Brașov, investiți, bineînțeles, în Dubai, că eu asta vând, dar nu contează. Investițiile imobiliare uh, sunt foarte bune, mai ales în situații de criză mai ales în situații de criză. Pentru că, bă, având în vedere faptul că nu știi ce va urma și nu ai o stabilitate și nu, ai, nu vrei să știi că ai niște venituri generate pasiv, sigure, care, nu știu, vin de peste mări și țări fără ca tu să, ai nicio, tu să nu ai nicio bătaie de cap. Adică, eu bine, nici nu prea am încredere în sistemul de pensionare din România în primul rând pentru venituri pasive. Este foarte bine să investești în, în Dubai și, și la pentru noi. Pentru niște chirii care pot să-ți ofere da. o viață, un stil de viață sau de fapt un... Cum eu... zicea doctorul Cristian Andrei, mă, un... Nu un, un, un stil de viață... <coughs> Că îți crește nivelul vieții, condiția vieții. Cum nivelul de trai. Da, nivelul de trai. Că investești în tine și asta, de fapt, e cel mai de important. Investești în tine și o proprietate imobiliară, nu dai, dacă e bine poziționată și îndeplinește cei trei L, da? Nu dai greș cu ea. Locație, locație, locație. Știi că ce e. am să te întreb? Și cum e cu mobila Andreea în Dubai? Că îți dă apartamentul acolo, ți-l dă cu gresie, ți-l dă cu mobilă. Da, Eu mai da, și glumesc și încerc da, în același da, timp și să fie un loc timp de parcare, uite, să știi că orice proprietate cumperi în Dubai, de la orice dezvoltatorie, este obligat cal să-ți dea cu loc de parcare inclus în preț. Adică nu e ca la noi să dai pe locul de parcare. Uite, țineți am că mi-am luat un apartament în Axis acum, la Axis, la da. Malul Mării Negre, acum, că ieri l-am cumpărat. Uh -huh. Ieri. Mi l-a vândut Shelly cu Antonia, apropo. Da. Că erau la emisiunea la muncă și făceau vânzări acolo. Da, da, ei s-au ocupat de vânzarea da, Da, mi-au asistat, trebuie să... acum când îmi zici de treaba asta, așa zi, zi, mai departe. Așa, da. Și asta spuneam. Aici, de exemplu, la... n-am mai stat să mă gândesc, mai dau 20.000 de euro pe loc de parcare. Nu știu, eu obișnuită cu Dubai, unde am locul de parcare inclus în preț. Adică pot să dau 200 ceva de mii de euro pe un apartament, dar nu vine să dau 20.000 de euro pe loc de parcare. Nu știu, mă în rec. În Dubai, de exemplu, ai locul de parcare inclus sunt preț și mobilat parțial, utilat. Bine, la fel, la fel e și proiectul acesta de la Malmării Negre. Păi da, proiectul ăsta a câștigat, veți în 2021 la da. uh, o gală de specialitate. La investing in Properties, da. Da, ca să vedeți da. că suntem și noi documentație și uite, da. o să o salutăm pe Costina Petrescu. Da, 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 da. Ia se, ia se. Să ia se, și noi prin de marketing. Da, uite, ești foarte bine, ești foarte bine documentat, da. Deci oamenii e bine să investească pentru că dacă am putea să tragem o linie în felul următor. Ai 100.000 de euro, dacă ții în bancă, din cauza Correct. inflației și tot ce se întâmplă dacă inflația e 8%, practic tu mai ai 92.000 de euro. Corect, corect. Și atunci dacă investești într o proprietate, dacă prețurile scad, scad și la apartamentul tău și la casa aia și peste tot, peste tot scad. Adică banii Correct. tăi rămân exact. oarecum la aceeași valoare cu banii uh, din piață. De aceea e bine să investești și mai ales în proprietăți al căror preț se află în creștere. Nu știu în România dacă se află în creștere sau nu, dar sigur că da, din cauza scumpirii materialelor și bă, crizei și bă, conflictului dintre Rusia și Ucraina, sigur că se află în creștere și la noi. Dar în Dubai eu știu sigur că se află în creștere. Și cu zâmbetul ăsta pe buze, nu știu de ce am impresia că copiii tăi vor face școala în Dubai. Da, aș vrea să-i dau la școală în Dubai, să știi. Te gândești la lucrul ăsta. Păi da, dar știi de ce? Uite, eu, cu toate că mă ocup de business, plec, fac, drag, nu știu ce. Ies la club. Da, ai timp și de mă club? uit. Da, ies de fiecare dată când am ocazia, ies la club. Adică nu, când, mă refer când sunt în țară și când am timp, nu ratez nicio ocazie de distracție. Adică să ai timp și pentru tine. Da, da, mă duc, relaxezi, mă duc, cu toate fetele, dansăm, ne distrăm, okay. suntem fericite. Ideea este că mă uit în jurul meu și văd uh, generația asta din spate și mă gândesc unde sunt viitorii profesori, unde sunt exemplele, sunt îngrijorate din punctul ăsta de vedere pentru țara noastră. Și am inclusiv cunoștințe care sunt profesori, da? Și fac tot felul de lucruri care nu, nu sunt demne de statutul lor. De aceea, de aceea, sunt așa. Dar bine, nu e să nu, nu știu, să nu asociem excepțiile cu normalitatea. Poate intru prea mult în detalii. Dar pe mine mă îngrijorează. Copiii mei au aproape 3 ani. Mă gândesc peste, nu știu, peste 12 ani, când va fi vârsta aia, știi, 15-16 ani. Doamne, ce mă fac atunci? Adică chiar am un nod în stomac. Eu care să o să de fel, dar îmi fac griji pentru perioada aia. Sincer, îmi fac griji și cred că o să-i duc în Dubai. Sau o să am grijă să nu știu, să-i fac să înțeleagă atât de multe lucruri și atât de bine să le înțeleagă încât să facă diferența sigur între bine și rău și liberul lor arbitru să-i îndemne spre a își păstra o linie decentă și o curățenie din toate punctele de vedere. Cum nu știu dacă o să iasă sau nu. Spunem ceva. Uh, pentru femei. Spune că e mult mai greu în domeniul ăsta. Da, și este mult mai greu. Dar tu ai reușit și ai fost așa o luptătoare. Tu mereu așa ai fost... Uh... Eu sunt foarte ambițioasă. Adică, eu îmi fac, eu îmi pun în cap un lucru, uite, vrei să-ți dau un exemplu, adică, da. concret de ambiție, sincer și onest și îl spun da. aici în fața întregii națiuni. Știți că prima facultate am făcut istorie și științe politice. Da. Am făcut trei ani, mi-am dat licența, apoi m-am apucat de drept la zi. Deci, am făcut primul an de, la, de, la zi la drept, eu și munceam în timpul bolă. Am făcut al doilea an la zi, am făcut al treilea an la zi, am rămas gravidă în al patrulea an, știi? Și oricum aveam restanțe acumulate din anii anteriori. Am terminat facultatea de drept în șapte ani. Șapte ani mi-au luat să termin facultatea de drept, dar știi de ce? De-abia anul trecut am reușit să-mi iau toate examele. Bineînțeles că nu... N-ai vrut să ne Nu, nu, nu reușeam să... Aveam foarte multe restanțe acumulate. Ideea e că mi-am dat seama că am de luat vreo 20 ceva de examene și am încercat, recunosc, îmi fie rușine, am încercat, nu știu, să găsesc o cale să scap de ele. Nu s-a putut nimic, și a trebuit să învăț. Deci a trebuit să învăț materie de patru ani de zile, cred că în trei luni de zile. Apropiați-mi, știu eu asta. Cu copii acasă, cu business, cu absolut tot. Aveam un apartament unde locuiam eu înainte să fac copii, pe care nici nu îl să să am văzut să mă ocup de el, m-am dus și am luat în trei luni de zile 20 ceva de examene să apartament ca să înveți să să învăț, te da, învățam, deci gândește, am învățat materie de patru ani, între, dar mult, adică și avem și alte chestii pe care am te gândi că doar învățam. Eu sunt foarte ambițioasă, Mie dacă îmi intră ceva în cap și știu că am ceva de făcut, fac. Mi se pare foarte tare chestia asta și acum când ai spus, m-au răscurit puțin amintirile, pentru că eu când am venit în București, tot așa, mungeam, mă rog, la mai multe locuri ca să-mi câștig banii și să am unde să, să îmi plătesc chirie, să stau, și am făcut facultatea de drept. Și în primii ani lucram și la radio, la Radio Europa Nova și puneam muzică în discotecă ca să-mi întrețin să am unde să stau, eu fiind din Târgu Jiu, și... În până anul 3, cam eram praf cu facultatea, da. mi-am dat, da. Mi dat seama că asta mi-am dat că i-ar supăra foarte tare pe părinții mei, care au avut încredere în mine. Da. Și atunci m-am am, am focusat foarte tare pe facultate și am terminat facultatea de drept cu 9.42. Wow. Am dat licența, am intrat în stagiar avocat, am intrat ca avocat definitiv în Barou și de frică că nu o să funcționeze televiziunea, radio sau ce fac eu, am rămas ca avocat definitiv în Barou, București, plătind taxe an de an, neștiind da. că de fapt pot să mă suspend și că plătesc doar 500 de lei și oricând pot să fiu avocat, știi? Dar teama asta de a rămâne fără un loc de muncă. În același da. timp, pentru că făceam televiziune și radio, mi-am zis, eu cred că trebuie să am și facultatea de jurnalism, pentru că nu știi de ce se întâmplă. Da, pentru că n-am cu cine să mă consulte. Am băiatul a venit de la Târgu Jiu, care stăteam în mine de nefamiliști. Iar facultatea mea de foarte jurnalism. Ambițios, foarte ambițios. Știi care e legătura? Facultatea mea de jurnalism a durat doar șapte ani, la fel ca la tine. <laughs> <gântu'> Pentru că eu făceam și televiziune și radio și nu și -am aveam să timp să mă duc nu. la examene. Și întotdeauna când mă la examene, băi, nene, mă înscriam, eram așa ciudă, bă, nu pot să nu am făcut trei ani, nu, nu am cum să Și, la fel, tot și tot mai aveam nu știu priseri, câte, în câte zi, examene, zi, că se schimbaseră da. materii sau se acumulau. Și la un dat ajunsesem să am asistenți la facultatea de jurnalist care erau un pic mai tineri ca mine? Mai tineri ca tineri, da. Pentru că toți te erau tu că erai acolo, tu te da, Eu n-am dus până la capăt, am făcut facultatea șapte ani și n-am vrut să mai duc să mai dau licența. Pentru că... Exact ca mine mi-am mi -am luat toate examenele. Mamă, că de luni mă duc Așa. iar. Mă duc să dau... Deci cum ar fi? Deci ce dai și... acum să mai bătrâși ca profesorii de acolo. Uh, mi-am luat toate examenele. Și, bineînțeles, la licență n-am mai, mai, putut să mă duc să încerc să nu știu, am, s-au mult de a mine era să-mi iau examenele, dar acum nu o să vreau să dau și licența. O să termin facultatea. Andreea Popa, hotărâtă exact, cum ați aflat în podcastul Acasă la Măruță, <laughs> pentru că, de fapt, dacă ați fost atenți la poveștile noastre, puteți să înțelegeți foarte multe lucruri. Eu am înțeles ce înseamnă să fii ambițios, să nu te dai bătut, să nu stai să îți faci tot felul de planuri. Dar dacă bag 2 lei, câștig un leu, a, dar da, nu, nu câștig un leu, e. mai bine nu fac. Și dacă este crezi în prim. ceva, du-te acolo du și fo poți să vezi dacă exact. merge bine, dacă nu nu te da bătut. care e planul, care a fost planul meu de a face și îți spun în cel mai sincer mod posibil, când am pornit firma de camioane de 24 de ani, care e, care e face Transport cereale. Bun, gata, închiriem camioane și găsim contracte să transportăm cereale. business cu Dubai. Că ce, ca, în ce constă biz? Să vinzi apartamente românilor. Hai să vindem apartamente românilor. Simplu. Da, simplu, dar da, în, da, exact. în același timp, cum să spun, e și foarte multă seriozitate, pentru că businessul astea reușesc să. Eligibilitatea-ți reuș... o câștigi în, în timp. Deci, de corect, seriozitatea corect. asta contează mult și o câștigi corect, în timp. Corect, iar tu corect, ai câștigat-o din moment ce ai vândut peste 400 de apartamente. Acum, corect, da. apartamentul tău din Dubai ce face? Acum, apartamentul meu, doar ce a fost predat luna trecută, ne-a chemat la recepție, adică, practic, să dea cheile pe mine. Ala și pe, pe care ai dat 300.000 de euro, 700.000 de euro. E cred că 800.000 de euro, de mii de euro, și da? Uh, deci pentru stăm că suntem la podcast, asta mai crescut 100.000. Da, 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 nu, pentru că uh, gândește-te că eu am ofertă să-l vând la 2.700.000, 2.800.000, deci cred că este de peste dirham. 6 de dirham, da, cred este sigur peste 600.000 de dirham. Nu, îl vând, îl țin, pe. de ce să-l Că n-am nevoie de bani. Tu ai dat 300.000 de, de euro pe el da. și a ajuns la valoarea asta. Da, ajuns la valoarea asta și îl țin pentru închiriere. Și asta categoric. Zic, o să faci bani cu el, adică da, să-l închiriezi. un apartament de genul ăsta, mi el categoric o să-mi producă 5-6.000 de euro, calm venituri pasive. Deci ai investit de mii și o să ai 5-6 de da, euro lună. Da ai, rand, da, ai, randamentul ăla, care toată lumea vorbește și nimeni nu-l crede. Da, da, sunt situații excepționale, pentru că am dat foarte puțin pe el. N-am dat foarte puțin pe el, să... am dat, da. Și pentru că ai știut ce zonă să alegi. Exact, da. Sunt, în ultima perioadă, a devenit așa, auzi și la radio reclame, vezi și prin ziare, proprietăți în Dubai, vin tot felul de, nu știu, la hoteluri, tot felul de... Da, evenimente. evenimente. Și foarte, și bine, și foarte, foarte bine. foarte bine. Da, e foarte Dar trebuie bine. să știi unde să alegi și pe cine să Corect. Căuți. Asta, da, asta face diferența pentru că practic e foarte ușor să vinzi un apartament apar tot felul de probleme, lipsesc contracte, lipsesc nu știu ce documente, bă, nu se regăsește în stem în account plata totală. Clientul nu înțelege pentru că sunt lucruri noi pentru el. E foarte important să investești alături de cineva, în primul rând, care este direct reprezentant al dezvoltatorului și în al doilea, în care să știi că să răspunde la telefon când îți uh, frige buza, cum ar veni, și în care ai bază pe termenul, care știi că îți poate exploata uh, uh, proprietatea, care știi că e serios, e important cum să nu. Cât despre faptul că au apărut o fel de persoane care promovează dubaiul, foarte bine, este bine să promoveze cât mai multă lume, da? Uh, dar să fie serios, asta e singurul lucru, știi? Să fie serios și să vândă produse bune. Pentru că, uite, apropo, vin, vând apartament în Dubai la 120.000 de euro. Și mă sună pe mine client. A, păi am găsit la 120.000 de euro. Da, dar ai găsit la cam căi, adică e în deșert, e nimic acolo. De ce investi acolo? Mai bine dai 250.000 de euro și râzi din curte, nu de după gard, nu? Da. Auzi, mă, ce cu asta în imobiliare? Da. din curte, nu după gard. Corect. Haide, e foarte bună asta, știi? Și... Da, da, pe păi așa e. Da, ei vin și strică piața, le arată poze sau randări sau așa și vin cu prețurile. zic, Doamna, dumneavoastră găsiți un asemenea apartament cu asemenea facilități în România la bani ăștia? Nu. Bun. Și de ce credeți că în Dubai lipsește ceva dacă îl găsiți în Dubai? Adică e ceva în neregulă. Dar acum oamenii au început să fie educați din punctul ăsta de vedere. Știu și nu mai fac. Andreea, când greșe. vrem să mergem în Dubai, știi, Andreea Popa, Emax Real Estate, acolo. Ați povestit ceva mai devreme că sunt și mulți români care sunt stabiliți acolo și am cunoscut o tipă, Anda o cheamă, de vreo 17 ani, care loc, fel, locuiește în Dubai și asta face, știi, o româncă mm. care stă în Dubai de 17 ani. Da, da, și da, mi se pare da, tare da. cu uite, oameni care și-au făcut o viață acolo. Da, da, și face, dar și eu am foarte mulți prieteni stabiliți acolo. Foarte mulți te obișnuiești să știi că eu am inclusiv prietene românce, prin prietenele mele care au plecat din, din România sau au dus în Dubai să lucreze un an, doi, trei și nu au mai vrut să se întoarcă. În Dubai faci și bani, adică îți oferă uh, super mediu pentru business, da? Uh, cam, cred că orice business ai avea. Îți oferă un mediu propice pentru business. Ai lipsa taxelor, ai impozitelor. E viața scumpă, dar faci și bani, știi? Ai și plajă. Deosebit, ai, ai și, și plaja, da. da. Totul e bine. Depinde în ce punct de vedere o privești. Cred da, că e. dacă am face podcastul ăsta în Dubai, am avea succes? Nu știu, ciu că nu, 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 vrei să... Banan, banan, nu, ne mutăm în Dubai. Da, da, eu, ne da, mutăm, gata. eu cred că ați avea succes pentru De mâine că... avem cursuri de arabă. Florin? <laughs> mâine <laughs> cursuri <laughs> de arabă. O să fie podcastul în arabă. Florin <laughs> e aici, Ed Sheeran. El seamănă nu cu Ed Sheeran, o să spună că l-am <laughs> pe Ed Sheeran. De mâine, arabă. <laughs> nu trebuia să zicem asta, Florin, trebuie să venim un podcast internațional. Ciucă, tu? <laughs> Bine, merg pe engleză, mai bine. Da, bine nu bine. mergi pe arabă? Poza, tu ce te bagi? Eu sunt mai mult pe engleză. Și Ada? Traduce, vorbește Costin. <laughs> e pe engleza pe care o traduce Ada. Traduc eu, da. Bun, gata, deci eu o să ne mutăm în Dubai. Spice Andreea, am vrut să fie că... un podcast, așa, care să fie pentru oameni, și foarte multă informație, și oamenii să înțeleagă că, uite, într-o lume în care poate bărbații sunt. Uh, sau cel puțin erau recunoscuți ca oamenii care investesc, care au agențiile de, da, de imobiliare. Da, da. Iată, vine o femeie din Constanța care vine ah. și zice: Hei, boșilor, asta <laughs> sunt eu și dacă vreți să faceți treabă serioasă, eu sunt omul potrivit. Da. Mi-a plăcut foarte mult că ești foarte hotărâtă, știi? Da. Și mi-a plăcut că ești așa foarte Mulțumesc. sigură pe tine. Păi de ce nu? Mai că de ce n-aș fi? am făcut, fac business, sunt serioasă, sunt mamă, sunt... De ce n-aș fi sigură? Ce-mi lipsește mie? Adică așa abordez problema, nu mă simt, n-am, crede-mă, Cătălin, că n-am niciun complex de inferioritate față de nimeni din lumea asta. Adică sunt foarte împăcată eu cu mine și sunt mulțumită și crede-mă că nu am zi în care să nu-i mulțumesc lui Dumnezeu că cea mai mare binecuvântare pe care mi-a dat-o sunt copiii ăștia doi. Să știi că după ce am făcut copiii, copiii au scos din mine cea mai bună variantă a mea. Adică m-au făcut mai bună, mai iubitoare de oameni, mai iertătoare, mai calmă, mai împăciuitoare, toate formele și mi-au dat alt altă putere, am luat alta vânt, adică se și vede, e vizibil, traiectoria ascendentă. Cine spune că dacă faci un copil, stai pe loc, te ține loc? Nu e adevărat. Copiii sunt cea mai mare binecuvântare la Dumnezeu și dacă ești înțelept și abordezi cum trebuie uh, situația, da, și înțelegi că e o binecuvântare și că nu e un ceva să te țină în loc, Dumnezeu îți dă de 10 ori mai mult. Adică mi-a dat putere, m-au împins așa de la spate, m-au făcut mai ambițioasă decât eram înainte. Și înainte eram, dar acum mă simt de 10 ori mai puternică. Iată că femeia asta de afaceri mai are ceva, și anume faptul că e credincioasă, știi? Da, da, da. Uite, după ce am făcut copii, mi-am regăsit legătura cu Dumnezeu, să știi, după ce am născut. Adică, înainte, până să, până să dau viață, de fapt, când am fost gravidă, nici nu conștientizam că sunt gravidă. Știi, adică era ok, sunt gravidă, o să nasc, dar nu, nu eram super legată de, de momentul acela. După ce am, și nu că am pierdusem neapărat legătura cu Dumnezeu, dar nu mă gândeam așa la Dumnezeu. Chiar venea în minte, ok, nu -mi face rău, dar nu eram într-o permanență conexiune cu Dumnezeu, cum simt că sunt acum. E, după ce mi-am am, născut copii și în primele patru luni am crescut singură, n-aveam bonă, că dura mult până mi-o aduceau din Filipine și așa, a trebuit să stau singur eu cu copii, mi-am regăsit conexiunea cu Dumnezeu. La modul că eu simt în permanență că mă rog la Dumnezeu și nu pentru mine să-mi dea să-mi facă. Doamne, ține copiii copii sănătoși, ferește de rău. Adică eu asta am în minte tot timpul. de spun că mă simt și mai aproape de Dumnezeu, mă simt și mai puternică, și mai înțeleaptă, și mai bine, de fapt, și mai sănătoasă chiar. Da. Toate lucrurile astea o alcătuiesc pe femeia Andreea Popa, antreprenoarea. Îți mulțumesc mult că ai venit la podcastul acasă, mulțumesc la Măruță. Mulțumesc și eu, Cătălin. Și ce pot să spun, să ai multă baftă și dacă până mulțumesc. acum ai vândut proprietăți de 80 de milioane de euro în Dubai, să ne vedem la următorul podcast când suma asta o să fie dublată, când ai vândut mai mult de 400 de unități în Dubai și când, de fapt, o să fii și ei ca Dubaiului. <laughs> Mulțumesc mult, Cătălin, te aștept în Dubai. Mulțumim mult de tot. Andreea Popa, oameni buni, așa o găsiți și așa găsiți compania. Emax Real Estate. Da, mai multe date vă lăsăm noi aici în descrierea podcastului. Până atunci, aveți grijă de voi și ascultați cu atenție ce a avut Andreea de zis. Pentru că sunt foarte multe lucruri care fac sens și care pot să te ajute și să-ți schimbe viața și tot ce trebuie câteodată e doar să ai curajul ăla, să ai nebunia aia în care să zici, știi ce? Să pornești. Hai să pornesc. Da, corect. Așa că pornim și noi mai departe. O să mai facem podcasturi cu oameni care sperăm să vă motiveze, oameni care sper să, sperăm să vă arate cu totul și cu totul și din alte puncte de vedere lumea asta în care trăim. Așa cum au fost băieții de la flip.ro, niște oameni tineri care au plecat cu 20.000 de euro în buzunar și au ajuns să facă afaceri în care și-au propus să vândă anul ăsta telefoane recondiționate, ciucă de 50 de milioane de euro. Am fost la ei acolo. Am făcut podcasturi cu oamenii care chiar ne inspiră și ne plac foarte tare. Mulțumim mult de tot, aveți grijă de voi, nu uitați, like, subscribe, comentarii și să auzim de bine. Știi să zici la revedere dacă am fi în Dubai și ar trebui să zici în arabă? Nu, nu știu. ok, atunci mergem pe clasicul din engleză, ciucă. Iala. Goodbye. Iala era în arabă? În arabă, dar iala folosim la orice. Okay. Când pleci, când vii, când... Da. mai okay, Numai bine, oameni buni, aveți grijă de voi. Uh, am revenit, nu începem din nou podcastul, dar așa se întâmplă când te emoționezi, zic ai în fața ta o antreprenoare foarte hotărâtă. Am vrut să-i dau, domne, o sticlă de vin ca să nu plece uh, fără un vin de sâmburește de la noi, atât unul roșu cât și unul alb și avem o rugăminte uh, în bagajul tău când pleci în Dubai. Ia unul acolo și pune-l în apartamentul din Dubai. E... sunt partenerii noștri a, la podcast. Știu, fetească neagră, domeniile sâmburești. Bă, știu, ceva ce nu știi, că văd că da, știi și de vin, știi și de parfum, știi știu știu și de toate. Da. Și primul da, lucru când ai intrat aici, ai mamă, ce să mișto aveți. Da, da, e ce cea mai tare masă pe care am văzut-o în ultimul timp să știi. Deci, e foarte hotărâtă și știe Bun. chiar de toate. Andreea, știi ce? Mulțumim mult de tot. Mulțumesc Numai bine și, și, eu. și baftă! Gata, n-am mai uitat nimic.